De care? De primăvară! Bravo! Hai, treceți la treabă! Unde vă duceți, mă? Veniți înapoi! Întâi o să începem aici, în container. Mateo o să ne ajute, o să fie șeful. Da? Deci dacă e șef, înseamnă că o să fii cel mai responsabil cu tot ce se întâmplă aici. După cum vedeți, este foarte multă mizerie. Da? Sunt aruncate toate lucrurile pe unde nu trebuie. Tu cine ești? Joshua. Tu cine ești? Mateo. Așa? Tu cine ești? Dahlen. Bravo, tu? Jason. Bravo, și eu tu? Patri. Bravo, super. Sunteți entuziasmați de făcut curat? Da. Da, eu nu prea. Așa, și acum afară noi o să încercăm să modificăm un pic aici la... Decul e foarte urât, s-a făcut lemnul foarte nasol și o avem pe Anda care șlefuiește lemnul. Hai să vedem în ce stadiu este. Bun, să vă arăt un pic și în față, unde avem ca o mică grădină. Și avem niște paturi de lemn acolo, am vrea să punem niște roșii, niște ceapă. Și aici trebuie să facem un pic de curat. Băieții deja au scos lemnele. Astea sunt paturile care sunt deocamdată goale. Și vrem să ne apucăm să facem, să curățăm tot. Și să punem aici iarăși niște legume. Că ne place să mâncăm legume din grădina de la noi. Deci avem destul de multă treabă de făcut. Și acum, hai să ne apucăm. Așa, la gunoi acolo. Du-l la spălar ca să-l spălăm. Aia poți să o arunci la gunoi. Aia poți să-l arunci dacă nu sunt. Nu mai sunt utilizabile, le aruncăm. Astea, aia la gunoi, da. Deci că e un Mickey Mouse ăla, nu? Seamănă cu Mickey Mouse ăla, nu? La gunoi alea. Ia să vedem, aia ce? A, nu, aia la crafting acolo, la pe raft. Tita, un Lego. Un ce? Un Lego. Un Lego? A, ghilotina. E ghilotina asta, așa îi zice. Nu, aia lasă acolo. Da? Deci hainele trebuie toate luate de aici. Că trebuie să le curățăm, să le spălăm. Da, alea poți să le arunci. Nu că le luăm. Hai că știm. Salut. Salut. Nu ți-ai zis la cameră? Nu pot acum că fac curat normal. Până eu să zic la globă. Trebuie să tragem. Ai grijă de ce ți-e spui acolo, da? Păi la ce? Ce am zis mamaie? Mamaie nu e urât. Hei! Bine, Patrick! Very good! Hai, ce mai e sunt aici? Mă, v-am prins! Voi ce faceți? Trageți chiulul? Eu vreau să fac asta. Vrei să faci asta? Da. Fine. Ești plictisit? De asta trebuie te-ai plictisită? Hai. Când vine tati, îl ajuns cu grătarul? Nu? Nici asta?
Îți place grătarul? Mhm. Ce preferi, fleică sau mici? Hă? Fleică sau mici? Fleică. Fleică? Fleică, știi ce e? Bucata aia de carne, mai mare. Da. Ce bun e! Margarina are. Ce bunătăți a făcut Ingrid aici. Ce bine arată. Cine a halit aici o vișină? Nu eu. Tu l-ai făcut? Hai! Ok! What you doing? Ne-am apucat de curățat aici. În partea asta am pus deja niște roșioare și Patrick se chinuie să pună acum ceapa. Cum e, Patrick? Îți place? Da. Da? E greu de pus ceapă? Nu. Nu? Așa e, nu e greu. Și băieții aruncă gunoiele. Cred că se ascunde. Hei! Se joacă de-a vața ascunsele. Te-am prins! Ce faci? Aoleu, ce scumpă e! Ți-a ascuns în iarbă, păpușa! De aici nici nu o vezi. Ce viteză ai prins de când te filmez? Până am pornit camera, viteza melcului. I love you. The most beautiful man in this garden. In the world, da. My world. Acolo am terminat, am pus roșii și ceapă. Aici o să continuăm cu roșii. Aici o să continuăm tot cu roșii. Ne plac roșiile. În concluzie. Pe Peter îl punem în față. Pe iepuraș îl punem în față ca să-l vedem mai îndeaproape și să ne putem juca cu el. Pentru uite, plante. Aici vreau să vă arăt eu. Ce aș lua lopata, se face așa, adânc. Da. Și puneți-o într-o parte. Așa. Da. Și pe aia faceți mai lung, știi? Da. Pentru? Pentru apă, adică... Ca să? Punem apă ca să nu mai stăm să ploaie, să dăm noi cu furtună. Să nu mai stăm să ploaie. Păi ploaie oricum. Ca să-și nasul. Să nu mai stăm să ploaie, adică ca și cum ne-am ocupat noi de ploaie, nu? Cum ar fi, noi punem apă în ăsta și... ea crește. Și mai punem și acolo. A, te referi să facem un mini rezervor pe lângă? Da.
greu. Tati, ridică-te. 1, 2, 3 și... În Patrick! Prinde-l! A scăpat, se duce în casă. Stai ușor, Patrick, nu fac acolo că te înțepi. Mergem afară să facem popu. Da! Vine și Ingrid imediat. Ne găsim papuci. Cădem jos. Eu filmam aici. Nu s-a pus tare. Deci chiar e o seară bună de foc. Chiar friguleț. Câte grade ar fi? Mamă, mă, crezi că aș mânca ceva la grătar? N-ai nimic de zis? Virgil, tocmai ne-a făcut ceva de mâncare și a mâncat. A auzit de grătar. Era că îl pun să facă grătar la ora asta. De obicei îl pun să facă câte ceva și media face. Nu comentează niciodată. Tocmai de aia a fost frică. Tura asta. Ia zi, ai erecționat? Ai erecționat sau fabulez? Înseamnă că mi s-a părut. Uite așa. Hai să stai seara la foc, așa e ca lumea. Da. Pum. Uite, scântâi, scântâi, uite, scântâi. Mai și încălzești un pic? Ba da, scântâi. Mulțumim, tati. Să scântâi astea mici. Mereu ne faci focul, ne faci de toate. Fain. Avem un timp fain. Așa și lemn. Un polițist de la metrou. Și știi când se dă aia de cafea acolo? Bagă el o dea, face zgomotă aia, dă cafea. El mai bagă una. Încă una. Mai bagă una. Încă una și încă una și încă una. Tot așa, tot așa. Și se face o coadă mare în spatele lui. Și tot bagă el. Și femeia din spatele lui zice: hai mă că avem și noi treburi de făcut. Mă, lasă-mă că tu ești geloasă că eu câștig. Băgă la aparat. Și era cât bea. Alo, din seria Dorele. Să facem un experiment. Un balonaș cu apă care nu se sparge când pui. Și lemnul nu ia foc. Trebuie să spargă. Ciudată. Hei, nu uita să te abonezi, să dai un like, share, clopoțelul pentru modificări. Pentru notificări. Pentru notificări, pișchi, da? Nu modificări. Pentru modificări. Ok, până data viitoare. Pa, pa!